Primul an de mandat de când sunt primar, împreună cu Consiliul Județean și Municipiul Buzău, am reușit să facem un drum DC-280, o bretea prin fața taberei de copii, fosta tabere de copii, care deja la ora actuală e funcționabil. Am mai reușit cu cei de la OMV Petrol drumul spre mina de petrol să-l asfaltăm în colaborare cu dânsii. Acum, la ora actuală, am luat autorizația de funcționare de construcție pentru o sală de sport, care deja s-a alocat o sumă mare de bani pentru a începe lucrarea. Încercăm tot cu Consiliul Județean și Municipiul Buzău să facem acel teren de fotbal, să-l aducem într-o seară de competiție, să putem să aducem sportivi pe perioada de toamnă-iarnă în cantonament. Și cea mai mare problemă care o avem noi la ora actuală e un drum de la Munteul Rugura Sărățe de Aluvie, care încercăm prin fonduri europene sau prin Ministerul Dezvoltării să-l putem să asfaltăm pentru la anul. Sper că o să, cât mai am 2 ani și jumătate ca mandat, să reușesc să fac acest lucru, ca să pot să vin în fața cetățenilor, le spun ce am făcut până la ora actuală și ce vreau să fac în continuare. Bineînțeles și cu ajutorul celor de la Consiliul Județean, Municipiul Buzău, și deputați și senatori care sunt în acest colegiu. Și sperăm să stațiunea Munteoru să fie o stațiune de interes național. Suntem prinsă într-un master plan cu canalizare pe toată comuna Merei, în special stațiunea Munteoru, ca investiție, și avem cel mai important lucru care încercăm prin fonduri europene și sper să reușim să începem, e vorba de un parc balnear, care deja lucrez la proiect, la acest proiect, și îl voi depune la fonduri europene. Și am înțeles că din 2014-2018 vor intra la aceste proiecte, vor intra pentru investiții. Pentru primăria Merei, special, va atrage fonduri, mari fonduri, sunt sigur. Iar pentru județul Buzău va fi atragerea a turiștilor. Fiindcă sunt sigur că mare parte din bucureșteni vor veni la stațiunea Munteoru. Deja am trecut aproape un an jumate de cât sunt primar, și vreau să vă spun că am realizat câteva obiective, dintre care e vorba de dispensarul uman de la Lipia, care în acest sfârșit de lună o să-l închiriem la doctorii care sunt în localitatea Lipia, ca pacienții să aibă și ei un confort pe perioada de iarnă, să poată să-și adă în sala de așteptare în căldură, și o farmacie. Cea mai realizată un cămin cultural la Merei, care vreau să vă spun că la ora actuală arată foarte bine, acest cămin unde acei copii din Merei au învățat în el o perioadă lungă până s-a făcut școala cea nouă din Merei. Cu Consiliul Local împreună am decis ca să rezolvăm întâi, pe începutul meu de mandat, școlile. Și vreau să vă spun că la Izvorul Dulce, cu grădile, au fost montate centrale pe lemn, cu calorifere. Și vreau să vă, nu știu dacă ați fost, dar vă invit să vedeți că copiii stau în tricou, în clasă. E foarte cald și sper ca în fiecare școală să rezolvă acest lucru. Să nu se mai chinuie cu sobe, fiindcă merg foarte greu cu sobe la ora actuală.
Realizări, mai am, de exemplu, în colaborare cu compania de apă, unde sunt în Consiliul de Administrație la această companie de apă, am insistat foarte mult să introduc în satul Ogrăzile apă. Și la ora actuală, deja ogrăzile au apă. Sunt sigur că o parte din ogrăzile au fântână, dar vreau să vă spun că apa din fântână deja nu mai e potabilă. Și de aia am insistat foarte mult ca să le duc apă la ogrăzi. Am mai făcut o extindere de dealul Viei, tot așa, cu apă potabilă, pe această perioadă de mandat. Un pod care la dealul Viei, care era foarte, arăta foarte dezafectat și trebuia că să circula foarte mult pe acel pod și care s-a rezolvat. Probleme așa ar mai fi cu drumurile. Deci aici am niște proiecte depuse pe la Ministerul Dezvoltării, poate reușesc. E un drum între izvorul Dulce și Menciulești. Izvorul, drumul care v-am mai spus, care este DC47 între Mântuul Gura Sărății de dealul Viei, și ar mai fi un drum Merei Lipia, care și acest lucru e foarte important, face legătură între Lipia și Merei. Sper ca să, prin Ministerul Dezvoltării, să reușim să le rezolvăm. E vorba de între stațiunea Munteoru, care va trece cam 7 km prin pădure și va ajunge la Tisău, unde va face legătură cu Ciolan. E foarte bun acest drum, fiindcă va face o legătură între stațiune și Ciolan, fiindcă lumea vor să mai vadă și altceva în afară, în stațiunea Munteoru. Și o să facem, ne gândim cu cei de la Consiliul Județean și cu municipiul Buzău să punem la dispoziție turiștilor, după ce se va da drumul la acest drum, un traseu. Nu știu, ne gândim, ori cu autobuzele. Noi încercăm și cu un tractoraș și cu mai multe, cu în formă de trenuleț, să încercăm să-i plimbăm din Ciolan în Munteoru, să-i... Dar întâi așteptăm să termin acest drum. Am înțeles că o să mai trebuiască niște bani până finalizez. Se poate circula, dar la ora actuală deja au început iar lucrările. Mai e pe un tronson de 2 km care trebuie lucrat. Și am înțeles că s-ar putea ca la anul să-l dea în funcțiune. Motel. În momentul nu se poate ști nimic, fiindcă să trecem prin pădurile astea depinde dacă proprietarii sau asta ar putea să facă niște pensiuni din lemn, fără a afecta pădurea. Asta depinde de avizul, dacă le pot lua de la o colusivă. Dar ar trebui în unele locuri să se facă aceste pensiuni sau, eu știu, căbănuțe sau ceva unde omul poate să oprească, să facă o oprire undeva în, pe acești 7 km de pădure. Primăria Merei insistă, vrem să facem în așa fel încât ca această stațiune să ajungă stațiune de interes național. De ce? Fiindcă atunci vor veni fonduri direct pentru stațiunea Munteoru, pentru dezvoltare. Bineînțeles că o să ne mai trebuiască unele lucruri pentru această, pentru a putea ajunge stațiune de interes național. Cea mai mare problemă care există e vorba de drumuri și de canalizare. Canalizarea e posibil de 2014-2018 să intre în lucru. Prin master planul cu cei de la compania de apă. Sper să... ca stațiunea să fie auzită nu numai în România, și în afară, ca turiștii să vin, să vadă și să le placă și să mai vin și altă dată în această stațiune. Să vină în număr mare. În număr mare, bineînțeles, da. Cu cât în fiecare mai mulți. Încercăm acum să le descoperim, să le facem apă pentru reumatism, în primul rând. Am înțeles că sunt și niște izvoare pentru apă de oi și de asta noi încercăm să
le captăm și vedem cum le putem face pentru la anul. Și am înțeles că cei care au venit la tratament sunt foarte mulțumiți de acest tratament cu apele sărate din stațiunea Mutură. Fiecare cu tradiția lor, chiar fiecare pensiune au mâncărurile tradiționale pentru a, ca să le placă turiștilor, ceva deosebit. Și nu cred că a fost cineva care a, ca turist să vină în, în stațiune să nu le placă mâncarea în, în stațiunea Mutură. Noi încercăm până în activități culturale, deja am dat comandă de 24 de costume naționale, deja o parte au fost aduse, 12 de fete și 12 de băieți și vrem să facem un ansamblu de dansuri în comuna Merei cu copiii de la școli, cu școlile din Merei, ca să putem să atragem pe tinere, eu știu, nu numai pentru activități culturale. Eu încerc, fiindcă vedeți dumneavoastră, e o perioadă de criză care tinerii căsătoriți nu mai au să mai fac, nu îi mai permit să ducă la un local mare, să poată să-și facă o nuntă, o bonie civilă, o boteză. Și încercăm să închiriem acest local pentru așa ceva. Pentru astfel de activități. Da, pentru aceste activități. Poate că, nu știu, de cât înaintăm, omul este mereu presat, e stresat, poate și din cauza că nu au un loc de muncă, poate și din cauza că se gândesc la viitorul copilor, că nu poate să le asigură un viitor. Și noi încercăm prin activități culturale, prin asta să putem să-i ajutăm social, mai ales social, aceste persoane. În primul rând, de la sala de sport, sunt sigur că vor fi oameni care tineri, care încercăm să-i angajăm pe posturile și pe funcțiile care ne trebuie, iar la parcul acel parc balnear, sunt sigur că o să fie mulți oameni angajați acolo. Fiindcă acolo va veni cu piscine, două piscine exterioare, două interioare, un spa, un club, teren de, pentru tenis de câmp și de handbal sau volei, un parc frumos va veni acolo, va veni și o sală de agrement, unde acolo o să ne trebuiască persoane angajate care se va ocupa acolo, fiecare pe postul lor. Multe primării spune, domnule, nu are omul cum să plătească impozit. Așa este, n-au de unde, fiindcă nu mai au servicii, nu mai au... Având un servici și având un salariu, își permite să-și plătească și impozitul la primărie, își permite să-și plătească și iluminatul, eu știu, întreținere care are, eu știu, să țină și copilul în facultate, să... mai multe lucruri care să leagă. Da. Deja au început unii din... să-și cumpere terenul, să-și facă case în Munteoru, în Merei, și în Lipia, chiar și în Izvorul Dulce am observat. Își vând apartamentele fiindcă nu își mai permite să-și întrețină apartamentul și asta și vine și își face o casă. Având, bineînțeles că având condiții de apă, canalizare, eu știu, de gaze, dar cu gazele mai complicat, dar o parte eu încearcă să-și revină înapoi la țară. Și e și mai liniște, și aerul mai curat. Deja am început la Izvorul Dulce. Am avut o clădire care a fost un dispensar uman și nu l-a mai funcționat de vreo câțiva ani buni. Deja l-am băgat acea clădire în reabilitare și vreau să aduc înapoi doctori și farmaciști pentru acei cetățeni din Izvorul Dulce, Mencilești, Dobrilești, Dealuvie, ca să aibă în permanență un doctor permanent în acea localitate.